Il est votre place à vous, président. Un cuvânt de omagiu, mă bătătia. În primul rând, am dorit să facem un omagiu tuturor profesorilor prezenți, în special profesorilor care au depus muncă ca să ajungem azi când am ajuns. Astăzi, sufletele noastre sângerează, pentru că aripile deja ne-au crescut și nu ne permit să mai rămânem cu lumea simplă și mică. De azi pășim într-un alt univers, un univers mult mai exigent și vast. Plaga spunea că vede frumusețea profesorilor soarta lor. Dragi profesori, fie ca soarele să vă lumineze mereu drumul pe care doriți să vi-l alegeți. Următoarele versuri aș dori să le închin dirigintei noastre, scumpie doamna Neamț Larisa. Azi, în fața ta se închină, cei elevi pornind spre ideal, iar îi cânte pe Alina, unda Nistrului un val. Floare ai fost și floare ești, și prin ani se întinerești, deci ca floarea în câmpie, crești în seme, înflorești. Numai vis și veselie, viața să-ți trăiești. O viață fără îndrumători este asemenea unui an fără primăvară. Pe acest pământ există frunze care nu cad, oricât de puternic va fi vântul. Există oameni pe care nu-i uiți niciodată, chiar dacă uitarea este legea firii. Noi nu vom uita niciodată, scumpi noștri profesori. Cu stimă ne închinăm vouă și vă mulțumim pentru tot. Clasele paralele sunt la noi, că ei suntem, că sunt eroi. Vrem să știți că ne numim clasa lingviștilor, clasa umaniștilor și vom rămâne la școlii istorie, faimoși și plini de glorie. Noi mai știm și geografie, câteodată și chimie. Matematica nici vorbă, logaritm, radical, înmulțirea și împărțirea și-au făcut efectul mare la noastră căpușoară. Iar latina și franceza, spaniola și engleza ne uimeam câte-un doi ca să învățăm și noi. Iar Pascalul și accesul ne-am făcut bătăi de cap, iar în caz de lucrare, auzeai la orice pas, nu știu, ce mă fac? Și istoria, obiect cu foc, dar istorici noi nu suntem. Atomul, electronul, ne înseamnă fizica, dar ce folos de toate astea, dacă lipsește atracția? Dar la toate este un stop. Ia ghiciți-vă cine spune. Este scumpă diriginte, ce ne adună, ne înțelege ca o mamă bună. Însă când e haos mare, când elevii nu ascultă, scumpa noastră diriginte și atunci ne astupă. Ați văzut și v-ați convins că suntem neîntrecuți, da? Încă nu știți. Și cu ceaiul cel prin clasă, și când are cea cu zeamă, zilele de sărbătoare, dar izvară, Doamne, Doamne, pus la aceasta, multe, multe. Ce să-i faci? Așa e viața. Șochioasă clasa noastră, iar șochiilor noastre, nimeni nu le face față. Adio este un cuvânt ce sună cu durere. Eu nu vă spunem adio, ci la revedere. La revedere! Dragi copilași ai clasei 1C, astăzi absolveți a clasei 12A. Regret că nu sunt alături de voi în aceste plinte, dar niciodată n-am uitat de primii mei elevi. Am pășit împreună pragul liceului cu aceleși emoții, de teamă, de neîncredere în sine, de nostalgie pe copilăria și trece. Dar important e că la finele clasei 1 v-ați prezentat ca cei mai străduitori elevi, responsabili, dorind de a cunoaște cât mai mult. Aș fi bucuroasă de spus să auzi și pe viitor despre absolvenții clasei a 12-a, promos de 2006, că sunt cei mai umenoși, cei mai sufletiști, onești, modești, cu demnitate și în fine cei mai înțelepți oameni. Astăzi, să nu uitați niciodată de cine ce vă oferiți scumpii voștri părinți, dragi învățători și profesori, să le îndreptățiți așteptările. Astăzi, vă fericit de tot sufletul, ocazia absolvirii liceului. Vă doresc putere, răbdare, vigurozitate, noroc și succes în activitatea ce desfășurați. Drum bun în viață! Să dea Domnul ca acest frumos sfârșit să fie un bun început. Prima voastră învățătoare, Uretul Olesia. Bravo! Am dat cuvântul profesoarei noastre de limbă și literatură română, Bogdan Tăceanu.